în municipiul Brașov, care va fi reamenajat, va fi reabilitat și va face parte din ceea ce înseamnă infrastructura orașului pentru a organiza, derula activități culturale, educaționale, sociale, evenimente care să fie derulate de către municipalitate împreună cu ce știu eu, structuri asociative sau cu diferite entități care ne sunt partenere în a derula activități de acest tip. Reabilităm un spațiu important din Brașov, îl punem în valoare și dăm și această funcțiune, să zic așa, pentru a fi utilizat în diverse ocazii care se vor derula aici, în municipiul Brașov. Este o investiție proprie din bugetul local de 9 milioane de RON, din bugetul local, sursă de buget, și care are un grafic de implementare începând de astăzi, de derularea lucrărilor de reparații, execuție, dotări, amenajări, care sunt cuprinse în contractul care îl avem cu firma care a câștigat licitația. Ok, concret, ce va fi aici? Va fi un cinematograf, va fi sală de proiecție, va fi... Infrastructura care va fi aici, cu toate dotările care sunt prinse în ceea ce înseamnă contractul de investiții, va fi pusă la dispoziție, utilizată, exploatată de către municipalitate, așa cum avem, de exemplu, la Patria, sunt la fostul cinema Patria, unde este sediul pentru Filarmonica, dar sunt și alte funcțiuni în sălile care sunt în anexe și în cadrul clădirii, unde se derulează activități și de altă natură, dar cu un specific cultural, educațional și cu evenimente care să fie derulate aici de către municipalitate. Sunt dotări, logistică, echipamente care sunt aici. Vedeți că este și o sală unde se pot rula filme, deci care să aibă funcția de cinematograf, pentru că este o obligație pe care noi am preluat-o prin, din contractul cu RATEF-ul, care ne-am angajat și trebuie să respectăm această obligație. După aceea mai sunt și alte spații care la fel pot să fie utilizate pentru activități, ce știu eu, cu elevii, un eveniment organizat cu o asociație de acest fel sau cu un ONG, o asociație cu profil cultural, care la fel putem să organizăm împreună evenimente sau să le punem la dispoziție, ce știu eu, întâlniri, activități care să fie desfășurate în această incintă. Vom administra noi acest imobil cu tot ce înseamnă exploatare, întreținere și cu tot ce înseamnă funcțiunea acestui spațiu și care îți face simpozioane, seminarii, serbări, workshop-uri, întâlniri, dezbateri, analize de un anumit fel, ce știu eu, poate avem delegații care au întâlniri, oameni de afaceri, ne propunem exact acest palier de evenimente care să fie găzduit aici. Vă explică Horia tehnic. Da, tehnic.